Câți dintre noi nu așteptăm poate o stare nouă, o viață nouă, o relație care să aducă o noutate, bineînțeles, pozitivă în viața noastră. Așteptăm poate o zi nouă cu gândul și speranțe noi, cu gândul că va fi mai bine poate astăzi. Ei bine, să știți că se poate. Domnul chiar aduce și face lucrurile noi. Împreună cu noi, vă spuneam ceva mai devreme, este Norian Muntean. Bună dimineața și bun revenit, Norian. Bună dimineața și bine v-am găsit. Astăzi vorbim despre anxietate, cei care sunt în stările acestea, că așa e viața, cu urcușuri și coborâșuri. Cred că abia așteaptă lucrul acela nou care să îi scoată din, poate, izolare. Depinde de zona fiecăruia. Dar hai de prima dată să definim puțin pentru cei care poate nu s-au oprit să dezvolte subiectul acesta. Ce e de fapt anxietatea? E doar o invenție a generației noastre, pentru că se vorbește mult despre anxietate și depresie în generația secolului 21? Nu e doar o invenție, este ceva cât se poate de real și, ca să ne exprimăm așa plastic, este o frică scăpată de sub control. Este o diferență între teamă și anxietate. Anxietatea apare în acel moment în care simt că nu mai am control, că nu mai am suficiente resurse pentru a face față lucrurilor cotidiene. Un exemplu bun sau o ilustrație ar fi, de exemplu, cu drobul de sare. Dacă pică drobul de sare peste copil, dacă vine pisica și îl dă la o parte și pică și ce se întâmplă și ce mă fac. Este un exemplu fantastic de gând anxios, pentru că un gând anxios are trei segmente, trei bucăți. Prima oară apare îngrijorarea, apoi apare catastrofizarea și, în urmă, ultimul stadiu, este cel mai rău caz, worst case scenario, cum se zice. Și de atâtea ori ni se întâmplă să fim prinși în spirala asta de gând anxios. Și ne gândim de multe ori la partea de moarte, dar nu moartea este cel mai rău lucru. Să vă dau un exemplu de cum funcționează această spirală. Simt că începe să mă doară ceva. Și asta e prima parte, mă îngrijorez, mă doare. De ce mă doare? Nu mă durea până acum. Vârsta, tot ce se poate întâmpla, tot apanajul de lângă. După aia, următorul pas, ce poate să fie? Și la ce ne gândim de cele mai multe ori? Cancer, nu? Da, obligatoriu. Da, sigur. Dar nu se oprește aici. Ce înseamnă dacă e cancer? Înseamnă că o să sufăr. Într-o săptămână e gata. Da, o să rămână copilul meu fără părinți și așa mai departe. Și ce mă fac? Și nu mai pot. Și deja simt că îmi scapă controlul din mână. Așa cam arată anxietatea. Mușchii încep să se contracte. Exact. În momentul ăsta când gândurile... Deci, oricum, cum se simte? Adică e partea asta somatică în toate cazurile? De foarte multe ori, da. Pentru că al nostru creier lucrează mână în mână cu al nostru corp. Și dacă corpul, să zicem așa, vede că se îngrijorează creierul, e ca și cum ar avea o discuție și spune, ok, bun, hai că o să-ți dau și motive să te îngrijorezi. Și se simte, asta vreau să subliniez foarte tare, se simte incredibil de real. Chiar dacă această teamă nu este întotdeauna cu obiect, ci este o teamă nedefinită, senzațiile din corp sunt incredibil de reale și acum poate vorbim de un caz extrem, cum ar fi atacul de panică. Atacul de panică se simte ca și o eminență de moarte, ca și cum în următoarele minute urmează să mor. Și e foarte greu să te convingi rațional de un lucru care se simte în corp. Să-i spui, hai că nu-i chiar așa, că o să fie bine, stai că exagerezi. Nu, pentru că în corpul tău, tot corpul se strânge ca și atunci când urmează un accident. Ca și cum ai vedea în oglinda retrovizoare că vine o mașină, te strângi din tot corpul, te încordezi să te pregătești pentru impact și impactul ăla nu mai vine. De unde vine anxietatea? Unde și are rădăcinile? Acum o să răspund ca un psiholog. De foarte multe ori are rădăcinile în copilărie. Pentru că de cele mai multe ori anxietatea este anxietate de separare. Dacă, de exemplu, în copilărie, poate am fost trimis la bunici să fiu crescut acolo. Sau poate părinții au lipsit o perioadă lungă de timp. Sau poate n-au putut să aibă grijă de nevoile copilului care este 100% dependent în anii mici. Și acum scopul nu este să învinuim părinții sub nicio formă. Este să vedem de unde vine și ce putem face în momentul acela.
creierul copilului are capacitatea de a procesa un anumit grad de suferință. E ca și cum ai turna o cană de apă într-un vas. Dacă, și încape doar o cană de apă. Dacă torni două, ce se întâmplă? Dă pe afară. E bine, cam asta e anxietatea. În momentul în care nu mai pot gestiona toată suferința asta, mai ales că un copil nu știe cum funcționează timpul și că dacă lipsești pentru o lună, nu, ai lipsit pentru totdeauna. Și atunci în creierul meu se întâmplă o codare. Sunt în pericol. Lumea este un loc nesigur. Și asta generează anxietate. Și acum puteți să mă întrebați, bun, dar din copilărie până la viața adultă am fost ok. Și la viața adultă, dintr-o dată înflorește anxietatea. De ce? Ei bine, ce se întâmplă? Apare un eveniment în viață care mi-aduce aminte de acel abandon, hai să-i spun. De acel moment în care am avut impresia că lumea e un loc nesigur. Și în ultimii ani am avut parte de o groază de astfel de evenimente. Am avut pandemia, am avut războaie, am avut încă și mai multe războaie, instabilitatea economică și mai departe. Este normal mesajul să reapară. Lumea e un loc nesigur, pregătește-te. Pregătește-te. Legat și de ce ne spuneai ceva mai devreme, are de a face, mi-a trecut acum prin minte și de asta și pun întrebarea, are de a face și cu faptul că noi, în generația aceasta, foarte mult căutăm să ne tratăm singuri de orice boală, în sensul în care, bun, am niște dureri pe undeva și caut imediat pe Google să văd ce ar putea să fie. Și cumva intru în lumea asta a efectelor din trupul meu și încep să mă tratez singur. Înainte știam că mă doare ceva, mă doare capul, m-am dus la medicul de familie, dar m-am dus la clinică. Acum, cumva, eu singur și tot timpul sunt în permanent în minte și mai ales că părinții cu tot felul de simptome la copiilor. Și imediat apare gândul ăsta, stai un pic, dacă e ăla, dacă se întâmplă, ce se întâmplă? Adică mi se pare că generația asta e foarte informată pe partea asta a efectelor și a simțămintelor noastre, inclusiv în trupul nostru, și mă gândesc, oare să cauzeze, sau cel puțin în ghilimele, să ajute la partea de anxietate? Și, uite, simplu exercițiu că imediat, în loc să mergem la medic, la specialist, mergem la Google și începem noi să fim niște medici. Da, categoric. Accesul nelimitat și nefiltrat la informație poate să agraveze o stare anxioasă. Pentru că știm cu toții, în momentul în care căutăm simptomele pe Google, ajungem foarte des la cel mai rău caz. Și dacă trecem printr-o perioadă de anxietate, oricum noi ne ducem cu gândul la cel mai rău caz. Și atunci Google-ul vine de multe ori să confirme. Zic, da, e cancer. Uh-huh. Astea, simptomele astea se potrivesc. Și atunci este și mai rău, și mai nasol, să zic așa. Încă un lucru. Partea asta de social media, în care suntem conectați și avem acces constant la multe informații, în special la lucrurile rele. Cunoaștem mult mai multe tragedii care se întâmplă acum. Înainte eram mai mult izolați în bula noastră, în societatea noastră, unde lumea părea să fie poate mai sigură. Cu toate că din multe puncte de vedere lumea e mai sigură astăzi decât a fost mai demult. Dar avem acces la toate dezastrele și catastrofele care se întâmplă în toată țara și nu numai în toată țara, chiar în toată lumea. Și lucrul ăsta este anxiogen, să zic așa. Bun, de ce un creștin ajunge, iată, să experimenteze această stare de anxietate? Pentru că de multe ori afirmăm, Domnul e cu noi, suntem cei mai tari, cei mai breji, noi putem totul în Hristos care ne întărește, victoria e de partea noastră. De ce totuși, uite, sunt atâția creștini care trec prin starea asta? Sigur, creștinii nu sunt scutiți de anxietate, după cum nu sunt scutiți nici de problemele care apar în viața cotidiană. Febră. Exact. Și e foarte interesant la anxietate. Anxietatea se simte în corp. Și e foarte greu să convingi corpul că nu e așa. În momentul în care el îți spune e așa, asta urmează să se întâmple. Evident, sunt momente de apăsare, de deznădejde în care ne temem. Scriptura spune de foarte multe ori, nu știu, la un moment dat citisem că de vreo 365 de ori, poate mai multe, poate mai puține, momente în care ni se spune nu te teme. Ni se spune nu te teme pentru că este o condiție naturală a omului.
dacă nu ar fi fost așa, nu ni s-ar fi repetat de atâtea și de atâtea ori. Plus că, să nu uităm, nu suntem într-o lume în care totul merge organic înspre bine. Nu, merge organic înspre rău. Faptul că noi ne raportăm la Hristos este partea bună a lucrurilor, dar este nespecific pentru lumea asta. Lumea asta este o lume a fricii. Și suntem parte din lume, suntem angrenați cu lumea și se întâmplă să se răsfrângă și asupra noastră. De asta cred că e atât de important în momentul în care cineva din jurul nostru are probleme cu anxietatea, să venim ca și o comunitate în jurul lui. Pentru că este tentant să-i spunem, da, nu-i chiar așa, nu-ți fie frică, nu, n-ai de ce. Sau cum am fost eu, de exemplu, întrebat când eram... Când îmi căutam un loc de muncă după ce am terminat facultatea și nu găseam, m-a întrebat un frate de-al meu, cu cele mai bune intenții, nu vreau să-l învinuiesc, mai de, dar auzi, tu te-ai rugat? Și m-a lovit atât de tare acest lucru, pentru că pe lângă faptul că eram amărât, am mai pus încă o povară asupra mea. E bine să ne imaginăm că cineva nu se simte în stare să iasă din casă, că se simte devastat de teamă și teama asta, scăpată de sub control, fură bucăți din viața lui, pentru că nu începe direct cu nu ieșim din casă, începe din exterior. Prima oară poate nu mai îmi plac aglomerațiile, poate nu mai pot să merg cu autobuzul și tot renunț la fațete din viața mea și ajung să nu mai pot ieși din casă, să zicem, un caz extrem. Mi se pare că viața mea se încheie, mi se pare poate că sunt părăsit, sunt abandonat și mai vine cineva cu cele mai bune intenții, știu, și îmi spune, dar tu te-ai rugat, dar pune mâna pe Biblie. Și tu te simți în momentul ăla că nu mai poți pune mâna pe nimic, nici măcar pe viața ta. De asta este atât de ușor să cădem în această extremă, să aruncăm din nou problemele astea pe tine. Ce se poate face mai bine în direcția asta? Rugăciunea clar este soluția. Hai să mă rog eu pentru tine. Hai să nu te mai întreb și așa. Hai să mă rog eu pentru tine. Hai să fac ceva pentru tine, să vin în întâmpinarea nevoilor tale. Pentru că poate tu nu ești în stare acum, dar asta nu înseamnă că nu vei fi în stare la un moment dat. Să vin cu dragoste și fără judecată în jurul tău, să zic așa. Anxietatea e ceva care se vindecă odată pentru totdeauna sau sunt etape și etape și la un moment dat tot o să ne mai întâlnim cu ea? Răspunsul este unul de politician, și da și nu. Sunt cazuri în care avem anumite evenimente anxioase care trec odată pentru totdeauna. Sunt cazuri în care anxietatea se activează și învăț să trăiesc cu anxietatea. Ce înseamnă asta? Nu înseamnă că trăiesc într-o agonie perpetuă. Înseamnă că dezvolt anumite mecanisme prin care pot să o duc mult mai ușor. Și da, sunt anumite momente în care din nou înflorește, ca să spun așa, dar partea frumoasă care ne umple de speranță este că există act de cojocul anxietății și chiar dacă ea mai apare, lucrurile revin la normal și revin la normal constant. Se tratează medicamentos anxietatea sau e doar un tratament dintre acesta la specialist cu discuții, întâlniri, descoperiri a ceea ce produce iată, starea asta de anxietate? Din nou, răspunsul este și da și nu. Sunt în anumite situații, când anxietatea este pronunțată, este recomandat un tratament medicamentos. Și ce înseamnă medicamentul? Ce înseamnă acest tratament? Înseamnă ai nevoie acum de puțin ajutor, ca o cârjă când ai piciorul rupt, care să te țină să te echilibreze, tocmai pentru a putea ajunge să adresezi lucrurile astea în terapie sau a putea să te inserezi din nou în comunitate. Scopul nu este neapărat, nu, dimpotrivă, scopul nu este niciodată pentru anxietate să ai un tratament la nesfârșit. Dar e bine să adresezi lucrurile astea cât mai repede ca să nu se cronicizeze. Dacă e vorba de o anxietate, să zicem, moderată sau mică, între ghilimele, atunci da, se poate doar adresând în terapie lucrurile acestea. Și întotdeauna standardul de aur referitor la anxietate, dar la toată patologia de sănătate mentală, ține de funcționalitate. De unde știu dacă am anxietate gravă sau nu? Cât sunt de funcțional? Cât de tare mi-afectează viața de zi cu zi? Mi-afectează puțin? E anxietate mică. Mi-afectează mult? E anxietate mare. Cronicizarea acestei stări are de-a face și cu faptul că noi suntem așa foarte aroganți, să spun, și să zic, mă, starea asta și mersul la psiholog e pentru oamenii slabi. Adică nu e pentru mine. Eu sunt un om puternic, eu sunt un om capabil, eu sunt un om deștept. Eu am realizat multe la viață. Nu e de mine, nu mă duc eu la... Ce să mă duc eu la psiholog? Și
se poate de fapt să se adâncească această stare până când la un moment dat zice, îl duc alții, nu mai merge el, dar îl duc alții. N-aș zice că răspunsul este aroganța. Da, se poate întâmpla, poți să te adâncești în lucrurile astea, pentru că este natural să mergi pe calea cea mai ușoară, calea care îți opune cea mai puțină rezistență. În momentul în care eu nu simt că pot să fac ceva, de exemplu, nu mai pot să merg cu autobuzul, cel mai natural lucru pe care să fac e să nu mai merg cu autobuzul, nu? Dacă simt că nu mai pot să conduc, cel mai natural lucru este să nu mai conduc, dar toate acestea sunt mecanisme care fură bucăți din viața ta. Și e foarte greu de unul singur să îți iei inima în dinți și să zici, nu, eu o să-mi dau cu capul de peretele ăsta până se sparge, nu? E greu. Sau, ce se mai poate întâmpla? Pentru că sunt multe lucruri interdependente. Dacă ce fac, fac doar din, să zicem, ambiție, dacă doar sunt din, dacă acționez doar din putere, să zic așa, la un moment dat puterea asta poate să scadă. Dacă nu am niște mecanisme în care ce să facă? Să mă convingă din corp spre creier că sunt în siguranță. Practic, asta se întâmplă. Pot să mă adâncesc renunțând la lucrurile care îmi fac plăcere. Poate chiar să renunț la viața socială și multe altele. Ne apropiem de finalul discuției noastre, dar aș mai avea o curiozitate. Am întâlnit persoane care spuneau, eu de fel sunt o persoană anxioasă. Deci cumva parcă își asumau anxietatea ca fiind ca o trăsătură de personalitate. Sunt unii mai predispuși spre anxietate decât alții? Are de-a face chiar și cu felul de a fi? Sigur, categoric. Are de-a face și cu felul de a fi, are de-a face cu modelul pe care l-am văzut în familie, dar putem să facem o distinție între, să zicem, sunt un om puțin mai temător în mod normal, adică am nevoie de mai multă asigurare și a fi anxios, pentru că iarăși e vorba de funcționalitate. Nu-i absolut nicio problemă să fiu orientat spre siguranță, dar vreau să văd, de exemplu, merg în concediu. Aș vrea să știu câteva rute alternative, aș vrea să știu, nu știu, avem un spital în apropiere și mai departe. Asta nu e o problemă în sine. Dar în momentul când nu mai merg în concediu, pentru că nu am toate lucrurile astea puse cap la cap, atunci, nici nu pot să zic că e o problemă, dar atunci poate ar trebui să inspectez ariile vieții mele. Mulțumim tare mult pentru toate gândurile și informațiile aduse și în această dimineață. Au fost informații tare valoroase pentru noi și iată, am putut și astăzi să mai creștem și să ne întărim în direcția aceasta. Mulțumim tare mult! Și eu vă mulțumesc foarte mult de invitație! Norian Muntean, alături de noi, psiholog, am vorbit despre anxietate. Este ora 8:28. O piesă